Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Este un privilegiu să-l am din nou invitat pe domnul Mircea Cărtărescu, autor, spun, nu scriitor, o să vedem pe parcursul emisiunii de ce fac această prezentare. Bine ați revenit, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat acest interviu. Spuneam că de când nu ne-am văzut, ați scos două cărți și Creionul de tâmplărie și nu striga niciodată ajutor. O să vă rog să începem povestea noastră cu volumul de poezii, pentru că a trecut mult timp de când nu ați scris poezie și citez din dumneavoastră, a ieșit și biata mea cărticică de poezii, Radu Vâncu mai vorbește așa cu poezia foarte tandru, n-aș fi trecut de vara asta fără ea, nu știu dacă frumusețea va salva lumea, dar poeziile astea m-au salvat pe mine. Sper să-i ajute și pe alții. Cum s-a născut poezia din acest volum și cum v-a salvat? Mai întâi, Vasile, vreau să-ți spun bună ziua și ție. De asemenea, să spun bună ziua celor care ne ascultă și ne văd în momentul ăsta. În primul rând, clujenilor, de care mi-e foarte dor pentru că n-am mai fost de mult la Cluj. Și ce să spun? Sper să avem o discuție la fel de plăcută ca și cea de acum vreun an și jumătate când am făcut-o pe precedenta. Despre prima întrebare pe care mi-ai pus-o, sigur e o intrare cam abruptă în discuția noastră, mă așteptam să vorbim despre poezie puțin mai încolo. Vreau totuși să spun niște lucruri și mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta și anume vreau să spun că nu am încercat prin acest volum să fac concurență poeților de astăzi, poeților mai tineri, poeților care sunt, cum să spun, poeți de profesie și angajați în poezie, în istoria poeziei, în istoria formelor poetice și așa mai departe. Nu este genul acesta de poezie. Tipul ăsta de poezie în care eu mă imaginam făcând parte dintr-o istorie a poeziei românești, l-am scris acum, începând de acum 40 de ani, până acum vreo 30 de ani. Deci a fost un corpus de poezie lirică pe care l-am scris în acea epocă, care cred că ar putea să mă reprezinte într-o istorie a poeziei românești. Nu a fost cazul în privința ultimei mele cărți, cărticelei, așa cum am spus eu, ca să o deosebesc de cărțile mele masive și ambițioase de poezie. Aceasta este altfel de carte și altfel de poezie, aș spune. Ea nu participă la nimic. Ea nu este, nu se vrea poezie propriu-zisă, poezie, cum se zice. Ea a avut o funcție personală pentru mine. Este o, mai curând, o confesiune. Este o lungă confesiune acest volum de versuri. Este o lungă introspecție și, aș spune eu, este un panaceu. A fost un panaceu pentru mine. Nu am făcut niciun secret din faptul că la începutul acestei veri am simțit rău. Nu pot să spun ce am avut, eu cred că am avut COVID, dar nu m-am căutat, ca să zic așa, doar m-am izolat. Însă, așa cum am spus și altă dată, cu acea ocazie am simțit prima dată în viața mea gustul morții, realmente. Nu există altă expresie pe care să o pot folosi, luați-o pe aceasta patetică cum este sau lăsați-o cum a căzut. Am simțit golirea mea de energie, golirea mea de orice energie vitală. Era ca și când aș fi fost o bucată de lemn aruncată în foc și arsă până la cenușă. Am simțit gustul acelei cenușe. Niciodată, oricât de grav bolnav am mai fost înainte, n-am mai simțit asta. De asta aș vrea să vă spun că dacă a fost COVID, COVID-ul este o boală îngrozitoare, diferită de altele. În orice caz, experiența asta, firește că m-a marcat foarte puternic, iar apoi a urmat o perioadă de secătuire și depresie pentru mine. Nu știu dacă aș fi rezistat până la capăt, pentru că orice dorință de viață îmi dispăruse, dacă nu ar fi fost, în lipsa altui cuvânt, îl folosesc totuși pe acesta, poezie, dacă n-ar fi fost poezia. Trebuie să vă spun și probabil că știți foarte bine lucrul acesta, că nu mai aveam dorința să scriu poezie. Eu consideram că am scris destul, scrisesem 6-7 volume de poezie cu Levantul și m-am gândit întotdeauna că e suficient. Și am căutat să mă întreb către alte domenii.
30 de ani n-am scris niciun vers. Iar acum pur și simplu m-a apucat. Pur și simplu m-a apucat. Nu pot să folosesc alt cuvânt. Am fost apucat de poezie, așa cum ești apucat de o boală din aceea cu tremurături, boală din aceea cu cum este epilepsia, cu o criză spectaculoasă. Pur și simplu, într-o zi, din nimic, imediat după ce am avut acea suferință, m-am așezat la masă și am scris peste 20 de poezii, una după alta, într-o ședință, ca să zic așa, de 4 ore. Le-am scris într-o stare de semiconștiență, într-o stare de, aș spune eu, aproape de autohipnoză. Am scris pur și simplu, fără să mă uit în urmă, fără să mă întreb ce fac, fără să mi se pară că scriu ceva pentru alții. Am scris pentru mine. A fost ca și când aș fi avut nevoie de pansamente pe rănile mele și până la urmă cred că ăsta a fost sensul acestor poezii. Au fost niște tifoane cu sulfamidă, ca să spun așa, puse pe niște răni și apoi smulse de pe acele răni împreună cu, iertați-mă, e o imagine cam bizară, împreună cu sângele coagulat și cu uroiul și cu ce mai era pe aceste răni. Cam asta, într-un fel, sunt aceste poeme. Ele m-au ajutat să trăiesc, m-au ajutat să supraviețuiesc în cea mai grea perioadă a vieții mele, care a fost vara aceasta, fără nicio îndoială. Și am scris și a doua zi, am scris vreo 7 poezii. A treia zi am scris iarăși 20. Era un fel de, nici nu știu cum să le spun, un fel de energie care se așeza pe pagină fără să treacă prin conștiința mea. Erau niște cuvinte aruncate. Firește, n-am păstrat nimic din aceste poezii. Am scris poate vreo 150 pe care le-am aruncat, pentru că ele, de fapt, curățau țeava poeziei care nu mai fusese folosită de 30 de ani. Venea numai aluviune, rugină, mizerie, noroi, veneau pe această țeavă. Dar până la urmă, fluxul de apă s-a limpezit. Am simțit că la un moment dat s-a limpezit și atunci am zis, hai să fac altceva. Și m-am apucat să scriu pe computer. Până atunci scrisesem în jurnalul meu și după aceea am rupt toate aceste foi și le-am aruncat, nu mai există. Dar apoi am început să scriu pe computer și mi s-a părut mie că în această nebunie de text aruncat pe pagină există totuși ceva. Există un sâmbure, există o chestie, ca să zic așa, care ar putea să intereseze și pe alții, nu doar pe mine. Care ar putea servi drept pansament și pentru alții care au avut sau au aceleași probleme, fiindcă depresia este boala lumii de astăzi. Este un document despre depresie, până la urmă. Așa că am scris vreo 30-40 de poezii, până când mi-am confirmat ideea că e ok, că e bine, că trebuie să merg pe drumul acesta. Și atunci mi-am spus, ca să nu exagerez și să nu fac ceva bigrandă, așa ceva, știu eu, lipsit de măsură, mă voi opri la 100 de poezii. Mi-am pus de la început în minte această idee, voi scrie exact 100 de poezii și le voi publica pe toate. Exact așa cum sunt, fără să fac nicio modificare. Așa încât chiar și poeme fără niciun sens, cum ar fi aceea cu seara, ziua liniște, seara tăcere sau invers sau nu știu cum, nu-l voi scoate. Nu-l voi scoate, deși în afara volumului nu are niciun rost. Este ceva de elev de clasa a 8-a. Dar nu-l voi scoate pentru că probabil că poezia în contextul ei are și ea, această poezie are rostul ei în volum. Deci am scris și am publicat în cele din urmă toate aceste poezii, așa cum s-au prezentat ele în lume, trecând prin portalul minții mele, ca să zic așa, sau al inimii mele, sau al orice altceva. Și odată ce am terminat acest volum, l-am arătat la vreo două persoane în care am încredere, care nu sunt critici literari, asta e o chestiune poate semnificativă pentru starea criticii de astăzi,
Și aceste două persoane mi-au zis ok, se pot publica, fără să fie foarte entuziaste niciuna dintre ele. Și atunci am trimis cartea Lidiei Bodea la Humanitas ca fiind a treia persoană care citește. Deci nu în calitatea ei de editor. Am întrebat-o, Lidia, pentru că suntem foarte buni prieteni și am mare încredere în ea, să public aceste texte sau să nu le public. Dar i-am spus de la început că nu vreau să le public la Humanitas. Mă gândeam să caut o editură mititică, o editură mică, specializată în poezie, aveam eu câteva în minte. Și Lidia, după vreo zi și jumătate, mi-a răspuns să nu cumva să le dai în altă parte, le public eu. Asta este povestea acestei cărticele. Mărturisesc că m-a speriat puțin volumul dumneavoastră și n-am văzut atâta disperare de mult și disperare dusă la extrem și dincolo de moarte. Și mi-am amintit de până acum cea mai tristă imagine a singurătății la înmormântare era în Eleanor Rigby de la Beatles, unde nu e decât preotul la înmormântare. La dumneavoastră nici preotul nu mai este, sunt singurul care a venit. Da, mă bucur că ai adus în discuție acest poem extraordinar care este Eleanor Rigby, a lui Paul McCartney, de fapt, și în care, de fapt, în loc de Father McKenzie, cum este numele, care este numele preotului în această poezie, era Father McCartney. Deci, tatăl său era, deci era un fel de psihodramă acolo. Da. Era vorba despre relația lui Paul McCartney cu tatăl său și cu familia sa în general. De aceea poemul sau cântecul poem este atât de, nu știu, este atât de emoționant, deși nu știi de unde vine emoția. Din muzica minunată, din quartetul acela de coarde care însoțește muzica sau din versuri care sunt foarte, foarte inspirate. Se zicea despre Beatles că, de fapt, versurile erau mai ales compuse de Lennon. Lennon era poetul, iar Paul McCartney era muzicianul. De data aceasta, și versurile sunt compuse de Paul și sunt absolut minunate. Acum, despre această frică și această disperare. Eu nu cred că ele sunt caracteristicile principale ale acestei cărți, ale volumului Nu striga niciodată ajutor. Eu cred că caracteristica principală este simplicitatea. Este mai mult decât simplitate, este o anumită simplicitate. Mulți se vor întreba, cum e posibil ca această carte să fi fost scrisă de Cărtărescu, care e mai ales cunoscut pentru lucruri complexe, complicate, nu zic bune, dar complicate, ca niște mecanisme foarte, foarte elaborate. Cum e posibil ca el să fi, de data aceasta, să fi scos toate măștile, într-o epocă a măștilor medicinale, să fi scos toate măștile și să se arate gol, știu eu, vulnerabil, lipsit de orice platoșă, lipsit de orice apărare, lipsit de orice armă. Cum e posibil acest lucru? Și într-o discuție cu Adela Greceanu, înainte să avem noi această discuție, am înțeles și eu, vorbind cu ea, am înțeles de fapt despre ce era vorba. Pentru că Adela Greceanu mi-a spus, e ca în William Blake, sunt cântecele inocenței și cântecele experienței. Și atunci mi-am dat seama, într-adevăr, nu de faptul că poemele mele seamănă cu cele ale lui Blake, ci de alt lucru, și anume că inocența vine întotdeauna după experiență. Deci nu invers, așa cum ni se pare normal, mai întâi ești inocent și apoi capeți experiență. Nu, inocența este un procedeu artistic extraordinar de greu de realizat, nu este la îndemâna oricărui scriitor și oricărui poet și vine întotdeauna după o mare experiență literară. După o mare experiență în care te-ai aruncat de pe toate trapezele, ai încercat toate variantele, toate posibilitățile ale tale și ale artei tale, ale poeziei, și le-ai, într-un fel, le-ai epuizat din punctul tău de vedere. Abia după aceea vine apa limpede. Abia după aceea poți fi inocent. Îți poți spune, în cea mai aparent naivă poezie, îți poți spune inima. Iarăși mă întorc la Beatles, dacă îmi dai voie. John Lennon, de data aceasta, are un superb cântec care se numește Julia, este dedicat mamei sale, și unde spune,
When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. De data aceasta și eu am încercat să-mi cânt inima, să-l las deoparte toate scoriile literare, toate, știu eu, presupozițiile, tot limbajul poeților în general și să spun lucrurile în modul cel mai simplu cu putință. Simplu, simplist ar spune, fără niciun fel de zorzoane, fără niciun fel de punere în scenă, fără absolut nimic, să spun mă doare, mă doare, strig, țip, pentru că mă doare. Când mă doare, nu am timp să fac, știu eu, retorică poetică. Nu am timp. Nimeni țipând nu țipă ca la operă sau ca la operetă. Țipătul este urât, este brut, este simplist, este esențializat. Genul ăsta de poezie am încercat eu să-l fac. Foarte mulți, și mi s-a și reproșat deja până acum, că este așa o poezie de liceu. Da, poate să fie o poezie de liceu, dar poezia aceasta vine după o foarte mare experiență literară și nu este, după părerea mea, nu vreau să spun că e o carte bună, nici vorbă. Asta pot să spună criticii sau altcineva sau cititorii. Dar vreau să spun că eu am încercat de data aceasta să fiu, esențial, să fiu, să-mi spun inima, să spun ceea ce este cel mai adânc lucru în mine, ceea ce eu n-am spus de fapt niciodată, pentru că până acum n-am putut să spun. N-am putut să spun acest lucru. Poate doar în jurnale, în anumite pagini, să fi făcut acest lucru. Dan Liviu Boieriu, care este un bun prieten al meu și un foarte bun critic literar de la Oradea, a spus de curând pe o postare pe Facebook că el s-a sfiit să citească această carte, i s-a părut că comite o indiscreție, că se uită pe gaura cheii. Este exact în sensul în care eu vorbesc despre Nu striga niciodată ajutor. Este o carte care ar trebui să dea cititorului sentimentul că se uită pe gaura cheii, dar nu în camera mea, nu către camera mea, nu către mine, ci către camera lui sau a ei, către camera cititorului sau către camera cititoarei, acolo unde el n-a avut curajul să pătrundă până acum. Pentru că știi foarte bine, fiecare basm are un personaj care intră într-un castel și acolo îi se spune, poți scotoci prin toate cele 300 de camere ale castelului, dar într-una singură n-ai voie să intri. Fiecare dintre noi avem în interior o astfel de cameră, în care ne este teamă să intrăm, dar simțim și o imensă tentație de a intra. Până la urmă, câțiva dintre noi mai curajoși au curajul să deschidă ușa și să vadă ce e înăuntru. Înăuntru suntem cu adevărat noi înșine. Foarte, foarte greu și foarte rar oamenii au acest curaj de a pătrunde acolo. Așa că zic eu că citindu-mi cartea, există o șansă ca unii dintre cititori care au trecut prin ce am trecut și eu să deschidă această ușă și să nu să mă găsească pe mine, ci să se găsească pe ei. Și le și dați această cheie de lectură pentru că într-una dintre poezii vă adresați direct cititorului. Eu cred că în aproape toate mă adresez cititorului. Categoric. Asta însemnând că Nică a lui Ștefana Petri este Ion Creangă, deci neînsemnând că cel care vorbește în cartea aceasta sunt eu, Mircea Cărtărescu. Nu sunt eu, Mircea Cărtărescu. Este un eu esențializat și acest eu esențializat este ca o haină pe care oricine o poate îmbrăca. Un cititor obișnuit, nu un critic sau mai știu eu, un cunoscător de poezie, un cititor obișnuit are ocazia să intre într-o cameră de probă și să probeze această haină, să vadă dacă îi se potrivește. Nu o să se potrivească la toată lumea. Mulți o vor detesta, mulți o vor lua și o vor arunca. Vor să spună ce este asta. Dar altora o să li se potrivească. Poate unei mici, unei mâini de oameni, poate îi se va potrivi. Și dacă îi se va potrivi, unui grup foarte mic de oameni care simt și gândesc ca mine, eu sunt foarte mulțumit. Mă gândeam la ce ați spus cu inocența post-experiență. Poate fi înțeleasă, citită această carte
la fel cu ceea ce spun misticii pe parcurs, că e vorba de noaptea întunecată a sufletului. Și dacă da, cum ați ieșit din asta, din acea cameră? Da, este o întrebare foarte profundă și, într-adevăr, fraza este superbă, printre multe alte fraze ale marilor mistici. Această noapte a sufletului, de fapt, este, în cazul meu și probabil în cazul și al altor oameni și al altor autori, este ceva permanent. Nu este o singură noapte sau un singur întuneric punctual. Această noapte a sufletului eu o port în mine permanent și cred că foarte mulți oameni de asemenea o poartă în sine. Luna are o parte luminoasă și o parte întunecată care nu se arată niciodată oamenilor. La fel și noi. Sunt niște truisme, dar uneori trebuie să fie spuse. Fiecare dintre noi, chiar cea mai luminoasă persoană, cea pe care o vezi zâmbind tot timpul, prietenul tuturor, și așa mai departe, are o latură de penumbră pe care el și-o cunoaște, dar îi este greu să o destăinuiască și altora, și are o parte de întuneric adânc pe care nu și-l poate mărturisi nici măcar sie și de care uneori nici nu este conștient, decât cade un fel de, cum să spun, ca pe un fel de bilă pe care ocnașii o trăgeau în trecut de picior, legată cu lanț de piciorul lor și care îi împiedica să meargă. De asemenea, mulți oameni simt că nu pot să meargă și nu pot să ajungă unde vor să ajungă pentru că au această bilă metafizică legată de picior, acest întuneric al sufletului, această, știu eu, rană interioară supurândă fără leac și care de fapt reprezintă o parte mare din viața lor. Nu toți poeții se referă la această zonă. Aș spune eu că câțiva dintre poeții și prozatorii pe care eu îi iubesc cel mai mult vin de acolo. Mă refer la, de pildă, la Ernesto Sabato. Ernesto Sabato, un prozator și fizician foarte cunoscut pe vremuri, astăzi puțin că am uitat, din Argentina, are 3 romane succesive, dintre care al doilea, care se numește Despre eroi și morminte, are 100 de pagini absolut extraordinară, de neuitat, care se numește Raportul despre orbi. Îl recomand tuturor, măcar această 100 de pagini să o citească, este tot ce s-a scris mai adânc despre noaptea teribilă a sufletului. Acea noapte despre care Edgar Allan Poe spunea că după ea nu se face ziua niciodată. Și de asemenea, acum câteva zile am terminat de recitit, cred că am citit-o de 10 ori, Malte Lauritz Brighe al lui Rilke. Micul roman al lui Rilke, care de asemenea este o incursiune în această noapte a sufletelor. Și aș spune eu că opera lui Dostoievski, în întregul ei, este așa ceva, este un instrument de pătrundere prin scoarța pământului către miezul său incandescent și multe alte scrieri de felul acesta. Spuneați în Creionul de tâmplărie de data aceasta că poezia este arta supremă și dacă se bazează cultura pe literatură, literatura se bazează pe poezie și poezia pe lirism. Iată că, oarecum, natural, după Creionul de tâmplărie, a revenit poezia la dumneavoastră. Foarte multă lume vorbește despre poezie, mai ales poeții vorbesc despre poezie, ce nu este foarte plăcut pentru că vorbesc mult și de cele mai multe ori fără justificare. E ca un fel de laudă de sine continuă, vai poezia, poezia este nemaipomenită, este minunată, poetul și poezia. Dacă poezia n-ar fi, lumea s-ar distruge. Ei, în această permanentă laudă de sine, este antipatică, este și ceva adevărat. Este și ceva adevărat. Ei, de fapt, acești poeți, de fapt, uneori știind acest lucru, alteori fără să-l știe și să-l înțeleagă prea bine,
reiau un vechi curs de gândire care așează lirismul în centrul vieții, în centrul existenței. Lirismul este acel inexprimabil, acel țipăt de plăcere sau de durere, ele sunt aproape identice, acel țipăt din miezul existenței, pentru că miezul vieții noastre este suferința. Ce nu suferim, nu percepem. Ce nu ne provoacă suferință. De pildă, nu vedem niciodată un scaun sau nu vedem niciodată un tablou pe care l-am văzut 100 de ori pe pereți, pentru că el nu zgârie percepția noastră, nu ne face să... Nu ne deschide o rană în creier. Această suferință este centrul vieții noastre. Ei, suferința aceasta este inexprimabilă în cuvinte, în general. Cuvintele nu sunt făcute să exprime adâncul ființei noastre, ci ceea ce avem cu toții în comun, adică suprafața. Există însă o excepție, un fel de efect de tunelare. Între două blocuri de materie nu poate exista, între care există un spațiu, nu poate exista comunicare directă. Dar în fizică există ceea ce se numește efectul de tunelare. Unele particule subatomice pot să treacă dintr-un bloc din acesta într-altul. Aceasta este poezia. Deci, deși suferința și celelalte senzații personale este incomunicabilă. Wittgenstein spunea că nu ne poate durea durerea de dința altuia, nu ne poate durea măseaua altuia. Deși suferința este incomunicabilă, totuși o putem comunica printr-un fel de arta cuvintelor, care este poezia, prin magia cuvintelor. Deci poeții sunt cei care, prin cuvinte, adică prin elemente inadecvate exprimării intimității personale, totuși reușesc să o exprime. Este un paradox. Cuvintele nu sunt făcute ca să-ți spui durerea și totuși arta cuvintelor este singura în stare să îți exprime durerea. Deci eu aș spune că poezia este primul strat și cel mai expresiv care înconjoară suferința incomunicabilă. Ea reușește să comunice, sau cel puțin în anumite cazuri, când poezia este adevărată, când poezia este mare și când găsește cititori disponibili, pentru că în lipsa unui cititor genial, un poet genial este nimic. Cititorul său trebuie să fie la fel de genial ca și el ca să poată înțelege textul pe care conține mesajul său. Prin urmare, poezia, deși este o artă cu o foarte mare, cu o foarte mare forță interioară și cu un foarte mare prestigiu, totuși are foarte puțin cititori din acest motiv pe care vi-l spuneam. Ea nu va fi niciodată o artă foarte populară, nu veți vedea decât rarisim poezi citind pe stadioane sau mai știu eu ce orori de felul acesta. Nu, poezia este făcută să supraviețuiască. E făcută chiar să agonizeze, aș spune. De mii de ani poezia agonizează, de la Sapho, care a scris acum 3500 de ani, și până la ultimii poezi de astăzi. Ei, de fapt, au agonizat, au avut câteva sute de cititori, cel mult. Nimeni n-a fost un poet cu un public foarte mare. Poate Dylan Thomas sau alți câțiva, din diferite motive sau prin diferite împrejurări, au avut popularitate. Dar nu popularitatea e problema poeziei, nici onorurile pe care le poți obține ca poet, nici alte lucruri. Toți poeții adevărați știu asta. Știu că, de fapt, ceea ce te bucură este faptul că poți exprima inexprimabilul, cum spunea Rimbaud. A exprima inexprimabilul este arta poeziei. Asta este arta poeziei, nimic altceva. În jurul poeziei vin alte arte mai depărtate de miezul acesta incandescent al lirismului. Vine romanul. Eu îi apreciez pe romancieri doar în măsura în care sunt poeți și ei. Și cei mai mari romancieri ai lumii au fost poeți, de fapt. Vine, știu eu, tot stratul acesta cultural, toate celelalte arte, muzica în primul rând și așa mai departe, artele vizuale. Dar toate
sunt bune în măsura în care sunt poezie, de fapt. Adică în măsura în care ne stârnesc această tunelare de la eu la eu, de la cel care scrie la cel care citește, de la cel care cântă la cel care aude cântecul, de la cel care pictează la cel care vede pictura. Și apoi științele, apoi filozofia, apoi matematicile, apoi teologia, apoi mistica și așa mai departe, sunt straturi concentrice în jurul acestui țipăt esențial. Deci toată cunoașterea, după părerea mea, este făcută să elucideze problematica suferinței în om. Și totuși, nu doar despre suferință e vorba, spuneați foarte frumos și la Cluj, la primirea premiului de doctor honoris causa, că poeții sunt și cei care aduc frumusețe în lume. Exact. Nu toată poezia este centrată în jurul suferinței. Este foarte adevărat. De fapt, poezia este extraordinar de diversă. Este extrem de diversă. Există poezie de toate felurile. Există poezie, pe lângă poezia lirică, aceasta foarte intensă, există poezie epică. Există, epopee, există lucruri minunate. Țiganiada, de pildă, la noi nu este o poezie centrată pe suferințe. Este o poezie de un extraordinar carnavalesc, de un carnavalesc formidabil. Și așa mai departe, este foarte vitală. Mulți poeți sunt fundamental veseli. Așa cum spunea un poet care a luat și premiul Nobel în cele din urmă, the poets are always gay. Gay în sensul vechi al cuvântului, adică în sensul că sunt veseli. Unii dintre ei sunt și gay în sensul actual. Deci există, până și la poeții care exprimă suferința, există și o bucurie. Există și bucurie, există și veselie, există și seninătate. Există un cer albastru deasupra și nu doar conștiința morală în noi. Prin urmare, poezia, deși esențial este ceea ce cred că am încercat să exprim aici, totuși este multiformă și în asta stă și o bună parte din apelul ei și din frumusețea ei. Aș vrea să povestim puțin și despre Creionul de tâmplărie, un titlu foarte interesant care duce cu gândul la un fel de predestinare. Dumneavoastră spuneți că e o întâmplare, dar în fiecare întâmplare e și un pic de adevăr și o coincidență. Cum s-a născut Creionul de tâmplărie, care lucrează pe trei paliere diferite? Este o încercare și de critică literară, este și o explicare a ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră poezia și literatura. Cum au ajuns împreună toate acestea? Critica literară este pentru mine un lucru foarte, foarte important. Întotdeauna am crezut că criticul este, de fapt, arhitectul edificiului literar. Fără critic, cărțile sunt o grămadă de cărți, nu sunt un edificiu, nu sunt un sistem. Criticul ar trebui să sistematizeze experiența literară și culturală a epocii sale. Acest lucru se întâmplă însă foarte, foarte puțin în momentul acesta, pentru că din vari motive, nu doar literare, ci mai ales sociale și așa mai departe, critica și-a pierdut strălucirea. Și-a pierdut strălucirea și poate că și-a pierdut-o pentru totdeauna. Critica nu mai este o meserie atrăgătoare pentru oamenii de cultură. Ei preferă să se ducă în altă parte în momentul acesta. Au rămas câțiva critici, unii dintre ei foarte buni, mai ales în zona universitară. Critici de întâmpinare, așa cum existau înainte, sunt mai puțin și mai puțin reliabili, mai puțin credibili. Sunt de multe ori foarte ideologizați, de multe ori văd literatura prin niște, mă rog, ochelari adevărați sau ochelari de cal și așa mai departe. Deci nu, critica nu este în momentul acesta unul dintre compartimentele vitale, cu vitalitate, vreau să spun, ale vieții noastre literare. Dar eu mi-am dorit întotdeauna să fiu critic literar. A fost una dintre
frustrările mele că nu am avut timp să fac și lucrul ăsta, l-am făcut într-o oarecare măsură. Pot să spun că am fost un fel de critic de duminică. Deși am mai comis, ca să zic așa, niște cărți academice, cum este Postmodernismul românesc sau cartea despre Eminescu, însă nu mă prețuiesc foarte tare ca un critic. Am încercat însă întotdeauna să dovedesc că aș fi putut fi un critic la fel de bun ca orice alt critic, fără niciun fel de, cum să spun, fără niciun fel de excepție. Și în unele momente am avut această ambiție să demonstrez că știu ce e literatura, că înțeleg literatura, că pot să fac și ierarhizare literară, pot să fac și disecție și vivisecție literară și așa mai departe. Am încercat acest lucru în mai multe scrieri și acum, anul acesta, am publicat această culegere literară, care este Creionul de tâmplărie și care nu este o carte cu pretenții. Nu e o carte cu pretenții, nu este una dintre cărțile pe care eu mizez foarte tare, dar este o carte pe care m-am amuzat să o fac. Mi-a plăcut foarte mult să o fac. De ce? Pentru că ea este, de asemenea, o carte diversă. S-a observat mai puțin diversitatea ei. Cei mai mulți critici care sau cititori care mi-au scris s-au referit mai ales la prima parte a acestei cărți, la portretele de scriitori. Aceste portrete de scriitori nu sunt ceva pe care eu l-am făcut în ultimul an, ci sunt portrete pe care le-am risipit prin ziare, prin reviste, timp de 20 de ani, sau poate și mai mult, și pe care le-am adunat acum în această scriere pentru că mi s-a părut interesant și important. Interesant pentru că e vorba de scriitori pe care îi cunoaște toată lumea și iubesc foarte mulți oameni, și important pentru că este important în aceste momente de degringolada valorilor, să spunem așa, de năzbâtii ideologice, de toate felurile, de, știu eu, izbirea idolilor unii de alții, de către diferite grupări, până când idolii se fac praf și unii și ceilalți. Mi s-a părut că este important să amintim din nou și din nou niște nume. Niște nume de oameni care nu numai că au făcut literatura de 100 de ani încoace sau de 150 de ani încoace, literatura română, vreau să spun, dar ne-au făcut și pe noi. Ne-au făcut pe noi, pe contemporani. Noi, contemporanii, suntem produsii sau produsele acestor oameni. Suntem produsele lui Eminescu, ale lui Caragiale, ale lui Arghezi, ale lui Ion Barbu, ale lui Nichita Stănescu, ale câtorva scriitori pe care am avut extraordinară onoare să-i întâlnesc în această viață, deci scriitori mai de curând, și scriitorii care astăzi sunt niște clasici ai literaturii române. Am vrut să-mi arăt în această secțiune mare iubire pentru literatura română. În primul rând, iubire adevărată. Am întâlnit o cronică undeva care spunea Cărtărescu doar și, cum să spun, doar ne aruncă această nadă a dragostei față de literatură. De fapt, prin ea el vrea să se instituie pe el în interiorul acestei literaturi, să se autoconsacre, să se autopromoveze. Mi se pare nu doar, cum să spun, lipsit de orice bun simț, dar mi se pare stupid. Este o dovadă de dragoste față de literatură, este o dovadă de înțelegere pentru oamenii care mi-au determinat și mie cursul scrisului, oricât de modest ar fi el, și cursul vieții. Eu i-am citit pe toți acești oameni și pe mulți alții cu o imensă bucurie. Aș fi vrut să scriu despre foarte mulți alții. Îmi pare rău că n-am scris despre Emil Brumaru, care a fost un mare prieten al meu. Nu s-a nimerit să intre în această carte un articol despre Brumaru. Aș fi vrut să scriu despre mulți alții de astăzi și așa mai departe. Nu am reușit decât despre câțiva. Apoi, în partea a doua,
care este partea cea mai bună a acestei cărți, de fapt partea centrală a ei, sunt eseuri despre literatură. Ele sunt importante pentru mine, deși sunt multe dintre ele sunt ocazionale, în sensul că le-am scris ca discursuri de mulțumire când am luat niște premii internaționale sau ca un discurs când am primit aici la Cluj, la dumneavoastră. A fost una dintre cele mai mari onoruri pe care le-am primit vreodată când am fost făcut doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Și în alte câteva ocazii mi-am exprimat ideile despre literatură. Ce cred eu că este literatura? Ce cred că este poezia? Care cred că este sensul lor în lumea, în istoria generală a umanității și în lumea de astăzi mai ales? Și în ce fel revoluția tehnologică și, de fapt, revoluția omului care se petrece astăzi, chiar astăzi, a influențat perceperea literaturii. Este partea care cred că este cea importantă din această carte. Iar apoi, în ultima parte, am făcut câteva exerciții de critică literară propriu-zisă. Am scris despre câteva cărți, bineînțeles, de-a lungul anilor, de-a lungul a 20 de ani, exact cum vă spuneam, cărți despre oameni care au fost, care nu mai trăiesc de mult, ca Panaiti Strati, de pildă, sau cronici despre contemporani, despre Svetlana Cârstean, despre alții autori importanți de astăzi. Deci este un fel de exemplificare, un fel de punere în practică a ce spuneam în capitolul precedent, pentru că, așa cum spunea profesorul meu de atelier, pe care îl tot citez, teoria ca teoria, dar practica, zice el, ne omoară. Vreau să vă întreb pe final de emisiune, în ce fel ne afectează această perioadă? Se schimbă ceva? Nu se schimbă mare lucru? Psihologii vorbesc despre reziliență. Spun că omenirea a trecut de multe ori prin necazuri și a ieșit mai întărită. Dumneavoastră, cum vedeți situația asta? Ar trebui să am mult mai multe date ca să vă răspund. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe unde vom ajunge. Nimeni nu știe de ce este în stare acest virus. Noi am crezut că se va termina tot în vara aceasta. Iată că nu s-a terminat. Iată că ne paște ceea ce se numește un al doilea val, dar eu cred că este de fapt un fel de augmentare a acestei boli. Nu se știe unde vom ajunge. Poate vom ajunge să o stopăm cu ajutorul distanțării sociale, mă rog, tuturor acestor reguli de protecție și cu ajutorul vaccinurilor pe care le așteptăm, sau poate virusul va învinge. Nu putem ști acest lucru. Ferească Dumnezeu, dar e posibil ca acest virus să meargă exponențial mai departe, să nu-l putem opri. În cea mai pesimistă dintre, cel mai pesimist dintre scenarii. Nu știm. Nu știm nimic despre acest virus, deși au trecut aproape un an și jumătate. Nu, de fapt un an a trecut de când el există. Și vedem că s-a ajuns la rate de infectare de 25%, adică este absolut, absolut tragic și dramatic ce se întâmplă. Mulți oameni nu sunt conștienți de asta și spun, păi unde sunt morții? N-am văzut niciun mort, nu cunosc pe nimeni care să se fi infectat. Dar tot mai puțin spun acest lucru, din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin se adună în piețe să demonstreze împotriva tiraniei sanitare, a folosirii măștilor și așa mai departe. Într-un fel, li s-a oprit protestul în gât. Li s-a oprit în gât și au început să se sperie și ei, pentru că situația este de speriat. Șefi de state au ajuns să fie infectați, deci oamenii care sunt cel mai protejați. Auzim tot timpul de oameni cunoscuți, oameni publici care sunt infectați și cred că fiecare dintre noi are cunoștințe infectate. Deci nu este o glumă, nu este o joacă și vreau să vă spun că simptomele sunt teribile, deci eu pledez cu totul și cu totul pentru respectarea dispozițiilor și pentru conștiința fiecăruia de a-și proteja familia, de a-și proteja prietenii și de a se proteja pe sine.
Revenind la literatură, cum călătoresc cărțile dumneavoastră? Știu că au cucerit Europa, America de Sud și cel puțin solenoidul se pregătește să cucerească și Statele Unite. Cum așteptați această întâlnire? Este un destin trist să fii scriitor român, trebuie să vă spun de la început lucrul acesta. Nu e deloc de invidiat. Un scriitor român are mult mai puține șanse decât un scriitor dintr-o zonă culturală și dintr-o limbă universală. Nici nu încape discuție în privința concurenței între un scriitor român și unul britanic sau american, dar de asemenea între un scriitor român și unul francez, spaniol, italian și așa mai departe. Faptul că în aceste condiții câțiva scriitori români, vorbesc din toate timpurile, mă refer și la Mircea Eliade, mă refer și la alți câțiva, Eugen Ionescu și așa mai departe, totuși au răzbit prin talentul lor ieșit din comun, este aproape un miracol. Toți aș spune, pe care știm până acum, care au reușit să însemne ceva în literatura lumii, au trăit în străinătate, au trăit în centrele de validare, au trăit la Paris, la New York, la Londra și așa mai departe. Deci au avut măcar acest avantaj de a vorbi perfect o limbă, de a scrie de cele mai multe ori foarte bine într-o limbă de circulație universală și de a fi acolo, de a-și face prieteni acolo. Este un lucru foarte important. Puțină lume e conștientă de faptul că scriitorii, în general, au un fel de plasă, așa cum sunt cei de la circ, care se aruncă de pe un trapez pe altul, dedesubt au o plasă de siguranță. Această plasă de siguranță este formată din admiratorii săi, din editorii săi, din traducătorii săi, din foarte multă lume care este în jurul lor și care îi promovează. Ei, un scriitor român se aruncă fără plasă. Un scriitor român nu are această șansă, în general. Dacă rămâi în România, ai toate șansele să nu fii cunoscut în străinătate. Asta nu înseamnă nimic. Poți să fii un mare scriitor în România, nu e nicio problemă. Dar în străinătate, un autor care nu are un agent literar, care nu a avut niciodată un agent literar, cum sunt eu, care nu are o plasă de cunoștințe, pe care nu-l susține nimeni, în afară de scrisul său propriu-zis. Deci nu există niciun alt, cum să spun, lucru care pe mine personal mă promovează în lume. Numai calitatea câtă este a scrisului meu. Este singurul lucru. E greu de înțeles cum au fost traduse toate cărțile mele. Au fost traduse, un singur cuvânt se poate spune, au fost traduse cu o încetineală îngrozitoare. Extraordinar de încet. Deci, așa zisa cariera mea, să punem multe ghilimele, a fost o carieră de melc. De melc. Dacă aș fi fost un scriitor britanic, astăzi aș fi fost mult mai sus decât sunt eu acum, chiar dacă n-aș fi fost în cercul suprem. Asta vă spun, un scriitor român trăiește tot timpul în această suspiciune de, de irelevanță. Despre ce ar putea scrie un scriitor român? Despre niște tradiții locale, despre Ceaușescu, despre securitate, despre niște lucruri din astea, niște clișee din astea la care se așteaptă toată lumea. Într-un fel ești închis într-un ghetou și nu ți se dă voie să ieși de acolo. Sigur că e foarte important să scrii și despre lucrurile astea și eu am scris și despre Ceaușescu și despre securitate și despre viața în comunism. Dar nu trebuie să fii băgat cu forța în această tematică. Nu trebuie să accepți, nu trebuie să accepți această clișeizare. Și în general eu n-am acceptat-o și din acest motiv și din multe altele am publicat la edituri mici, am publicat în locuri și mai importante și mai puțin importante. Deci eu nu sunt unul dintre autorii pe val în lume, care sunt curtați de toată lumea, care sunt publicați de mari edituri, care știu eu sunt considerați a fi ceva în literatură. Eu sunt o veșnică potențialitate. Mulți oameni țin la mine, vorbesc despre mine foarte adesea, chiar aș putea spune că am avut un fel de succes mai mare decât succesul de stimă
în America de Sud și în Spania și așa mai departe, în Germania, firește. Și din ce în ce mai mult cărțile mele ajung prezente în toată lumea, însă extraordinar de greu. Și această greutate se datorează faptului că ei nu cunosc cultura română, nu înțeleg ce înseamnă să fii scriitor român și nu înțeleg că a fi scriitor român înseamnă a fi scriitor, period, punct. Nu înseamnă a fi un marginal, nu înseamnă a fi un om cantonat într-o problematică pe care nu o cunoaște și de care nu-i pasă nimănui și așa mai departe. Deci această universalitate a literaturii este foarte greu să fie acceptată din afară, atunci când România este văzută cum este văzută, când despre cultura română nu se știe aproape nimic și așa mai departe. Însă vreau să vă spun un lucru, și anume că acest lucru nu mă frustrează în niciun fel, este doar o evaluare obiectivă a situației, eu nu mă îmbăt cu apă rece și știu foarte bine unde mă aflu și cum mă aflu, și nici nu vreau să-i dezamăgesc sau să-i întristez pe scriitorii români care sunt colegii mei. Eu le doresc tuturor să explodeze în Occident, să ajungă să fie cunoscuți, să ajungă cărțile lor să ajungă la un public mult, mult mai larg. Dar e foarte greu. Și termin cu o zicere a lui Wittgenstein din ultimele lui scrierile postume, unde el zice așa: ca să iubești cu adevărat un poet, trebuie să iubești și cultura din care vine. Dacă nu știi nimic despre cultura din care vine sau dacă această cultură ți-e antipatică, și dragostea pentru poetul acela se veștejește, se stinge. Niciodată nu s-a spus ceva mai adevărat. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, a fost o încântare să povestim. Vă așteptăm cu drag pe la Cluj, mai ales că am uitat să spunem, în creionul din Tâmplărie, Clujul și Echinoxul și oamenii și barurile lui ocupă o parte destul de consistentă. Păi, mari creatori ai Echinoxului, Pop, Vartic și Papa Hagi, mi-au fost și foarte mari prieteni. Și mai ales Jean Pop este omul la care întotdeauna mă refer ca la un reper și moral și literar și de critică literară. E un om care a scris despre aproape toate cărțile mele și care încă de când aveam 22-23 de ani m-a apreciat și m-a împins în lume. Îi sunt foarte recunoscător. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, Vasile, m-am simțit nemaipomenit cu tine. Mă bucur, de-abia aștept să vă revăd atunci. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mulțumim că ne urmăriți. Aceasta a fost emisiunea Rămâneți pe TVR Cluj.